este adevărat, Ștefan mi-a fost ca un frate. Eu îl numeam câinele grădinarului. Știți de ce? Nu știți povestea. Câinele grădinarului nu lasă pe nimeni să se atingă de nimic, dar nici el nu o face. Ați înțeles, da? Cea mai mare fericire a lui Ștefan a fost Ștefaner. Și succesul lui îi asigură acolo sus liniștea și bucuria că a lăsat în urmă putere, valoare și dragoste.